pragul este de 75%, un prag care nu este atins în niciunul dintre județele României în prezent, deci din perspectiva educației, luni, toate școlile și toate grădinițele din România, din această perspectivă, vor putea să funcționeze cu prezență fizică. Cea de-a doua schimbare este a suspendării activității cu prezență fizică în fiecare clasă din școală sau în fiecare grupă din grădiniță, atunci când sunt 3 cazuri de infectare în 7 zile consecutive. Este o schimbare importantă. Se păstrează regula intrării în online a întregii școli atunci când cel puțin jumătate din numărul de clase au activitatea fizică suspendată. Suspendarea clasei, activității fizice în clasă, se face prin decizia Consiliului de Administrație al școlii. Suspendarea activității fizice la nivelul întregii unități de învățământ se face prin decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, respectiv a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență. Aceste schimbări sunt detaliate în ordinul comun Ministrul Sănătății, Ministrul Educației, care a fost semnat și care a fost trimis la monitor oficial, urmează să se publice în maximum 2-3 ore, în care sunt clarificate toate, absolut toate aspectele ce țin de funcționarea școlilor, atât din perspectiva educației, cât și din perspectiva sanitară. Schimbările importante, în rezumat, o să-l rog pe domnul ministru să prezinte partea medicală și completări la ceea ce Ministerul Educației consideră schimbări importante, sunt următoarele. Ne-am decuplat atât de rata de incidență a infectărilor, cât și de rata de vaccinare a personalului din învățământ. Parametru, rata de vaccinare personal din învățământ, introdus în data de 5 noiembrie 2021, consider că a fost o motivație puternică pentru ca în prezent personalul din învățământ să fie cea mai numeroasă în valoare absolută categorie socioprofesională vaccinată. Mult peste 70%. La acest nivel de vaccinare în școli a contribuit fără doar și poate și introducerea, acum 2 luni, a acestui parametru rate de vaccinare. În prezent, dată fiind specificitatea variantei Omicron, și nu intru nici de cum pe domeniul domnului profesor Rafila, s-a propus, s-a explicat, s-a analizat în profunzime schimbarea modului de abordare către gradul de încărcare a mediului spitalicesc. Regulile se aplică unitar la nivelul fiecărui județ, cu excepția regiunii București-Ilfov, care, din cauza specificității cunoscute, vor fi tratate împreună. Analiza se va face în ansamblu București-Ilfov. Este singura excepție. Restul vor funcționa cu prezență fizică sau, dacă va fi cazul, sperând să nu fie cazul, vor trece în online, toate școlile și grădinițele dintr-un județ, atunci când situația se va agrava, dacă se va agrava în acel județ. Ziua de referință va fi ziua de joi a fiecărei săptămâni pentru scenariul de săptămâna următoare, iar din perspectiva educației vă pot spune că săptămâna nu se va fragmenta, ci se va lucra pe prezență fizică toată săptămâna sau dacă se va ajunge în situația în care din cauza depășirii gradului de 75%, 4 destinate pacienților COVID, se va trece în online, acel online va fi pentru toată săptămâna. În fiecare zi de joi, Ministerul Sănătății, prin mecanismul de alertă, va afișa situația privind gradul de ocupare a paturilor COVID în fiecare județ, pe site-ul Ministerului, probabil centralizat, și oricum pe site-ul fiecărui DSP, iar Ministerul Educației va prelua aceste informații și le va afișa și pe site-ul propriu și ele vor fi afișate și pe site-ul fiecărui inspectorat școlar județean în parte.